Dar glicemia ți-ai luat-o? Nu. Nu? Ce ai mă? Ți-o iei acum? Hai mă, stai mă! Nu, frate! Nu! No, God! No, God, please, no! 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 Dar fii atent, nici nu simți. Este cu aparatul ăsta, fiind o să deagă pe telefon. Fiind o să deagă. Aoleu! Arată-mi, frate! Să nebunesc, mi-e frică! Grația, Dumnezeu, sănătate, nu se întâmplă nimic. Hai, dar repede! Fii atent aici! Au! Aha, gata? Uite-mă, ne, oh, nu mă cât de bine. Când ți-am zis, ia hai să vedem să am mâncat la cameră, pis. Am mâncat, am băut, am de toate. 91, mă, cum trebuie. E bine, nu? Trecum, mă. La scufiță o avea eu ceva, dar cu glicemia cred că stau bine. Numai să nu mă pleznească rău foamea aia și să-mi scadă, că atunci se transformă Jeana și începe panorama. Sunt Laura și tu ești pe canalul Pacientul 2.0, locul din online în care toate informațiile sunt validate medical. Din acest video vei afla care sunt valorile normale ale glicemiei pentru o persoană diagnosticată cu diabet și care sunt cele normale pentru omul sănătos. Glicemia știi ce e? Nivelul glucozei, adică al zahărului din sânge. Glucoza care rezultă din digerarea alimentelor care conțin carbohidrați. Așa că ea nu are cum să fie un parametru fix de o anumită valoare și aia stabilită. Nu e ca și când te întreabă cineva ce înălțime sau ce greutate ai și tu poți să-i răspunzi pentru că de dimineață până seara sau de seară până dimineața nu s-a schimbat nimic. Tot 1,65 m ai, tot 70 de kg, bine, nu chiar 70. Dacă glicemia nu e așa pentru că zburdalnica, nu stă potolită într-un loc, asta se modifică. Dimineața, la trezire, nemâncat, ne nimic. Omul sănătos are o valoare glicemică situată între 70 și 100 de miligrame pe decilitru. Bagă ceva la maț, îl liniștește pe zgomotosul, zban crește glicemia până la cel mult 140 de miligrame pe decilitru. Că doar mănâncă și el ca omul sănătos, nu rumegă frunze. După cam 2 ore, glicemia scade înapoi sub 100, dar nu-i bai, că așa e normal. Primejdie este dacă nu scade sub 125 de miligrame pe decilitru, pentru că de la 125 în sus se consideră că e hiperglicemie și ai murdărit-o la pălărie. Și îți spunem cu respect că vorbim de diabet. Da, glicemia poate să și scadă prea mult la omul sănătos atunci când nu mănâncă și se ține bățos. O valoare sub 70 de miligrame pe decilitru e hipoglicemie. Brusc te ia cu fomică la burtică și cu greață, cu amețeli, tremurături și transpirații, te simți slăbit, cu senzație de furnicături în mâini și picioare, devii agitat, parcă nu mai ai stare. Nu mai aștepta? Repede-te în mâncare. Când nivelul glicemiei coboară sub 60 de miligrame pe decilitru, poate fi afectată funcția cerebrală, fără mișto. Trebuie neapărat să bași ceva la gușulică, dar ceva care să conțină carbohidrați și să-ți ridice rapid glicemia. Niște biscuiți, o felie de pâine, o băutură care conține zahăr, un măr, struguri, suc de portocale sau alimente gătite bogate în amidon, ca de exemplu cartofi, orez sau paste. Sunt Laura și tu ești pe canalul Pacientul 2.0. Vezi pe aici pe undeva un clopoțel? L-ai găsit? Dă click pe el. Te-ai abonat? Hai că te aștept și după aia vorbim despre diabet. În cazul persoanelor care suferă de diabet, valoarea glicemiei este cu mult mai importantă decât la o persoană sănătoasă. Este esențială, pentru că dacă se produce o creștere mare a acesteia și nu se intervine rapid cu medicamente, urmările sunt dramatice. Termenul de cetoacidoză sau comă diabetică ar trebui să bage sperieții în orice pacient diabetic și să-l determine să stea permanent cu ochii pe glicemie, cum se stătea pe butelie. Ce trebuie reținut? Că valoarea normală a glicemiei unei persoane cu diabet nu este aceeași ca a unui om sănătos. Și mai important pentru ei este cât de mult diferă nivelul glicemiei de dinainte de masă față de cel de după masă. Dacă să zicem că înainte de masă era undeva între 70 și 130 de miligrame pe decilitru, o glicemie considerată bună la 1-2 ore după chiolhan ar trebui să fie maxim 180 de miligrame pe decilitru. Când persoana cu diabet urmează să facă mișcare, înainte să pună încălțămintea sport în picioare, ar fi bine să se asigure că are o glicemie de cel puțin 100 de miligrame pe decilitru.
La fel va trebui să și-o controleze și înainte de culcare, ideală fiind o glicemie situată între 100 și 140 de miligrame pe decilitru. Toate aceste valori țintă pe care le-am înșirat sunt valabile pentru adulți și sunt prezentate cu titlul de recomandări generale. Fiecare pacient cu diabet va discuta desigur cu medicul lui și ce spune el, aia e sfânt, precum în cer, așa și pe pământ. Că nu suntem făcuți la șablon în producție de serie. Fiecare pacient este unic și tratamentele se adaptează fiecăruia în parte, nu la grămadă dezorganizată. La fel, copiii cu vârsta sub 6 ani, diagnosticați cu diabet, cei între 6 și 12 ani, cei între 13 și 19 ani și femeile însărcinate, sunt categorii care au fiecare în parte niște valori țintă ale glicemiei. Atenție, părinți de pitaci sub 6 ani cu diabet, să știți să nu vă speriați. La ăștia mici, valorile normale ale glicemiei oscilează ceva ce n-ai văzut. Pe stomacul gol trebuie să fie maxim 100 de miligrame pe decilitru înainte de masă, între 100 și 180, iar după masă, la o oră, o oră și jumate, ar fi bine să fie cam 180. Nu te panica dacă înainte de culcare glicemia ajunge și la 200. Hai să vedem cum trebuie să fie glicemia la puști între 6 și 12 ani, la adolescenți între 13 și 19, vorbim despre cei diagnosticați cu diabet. La grupa mică, 6-12 ani, pe stomacul gol, între 80 și 180, înainte de masă, între 90 și 180 și înainte de culcare, între 100 și 180 de miligrame pe decilitru. La adolescenți, pe stomacul gol, între 70 și 150, înainte de masă, între 90 și 130, iar înainte de culcare, între 90 și 150 de miligrame pe decilitru. Și la ăia mici, și la ăștia mari, dacă urmează să facă mișcare, glicemia trebuie să fie cel puțin 150 de miligrame pe decilitru. Și ultima categorie, cea a femeilor însărcinate. Aici avem două situații. Gravidele cu diabet preexistent și cele care l-au dezvoltat în sarcină, așa numitul diabet gestațional. Un nivel normal al glicemiei pe stomacul gol, la cele cu diabet preexistent, este cel situat între 60 și 99 de miligrame pe decilitru, urmând ca la 1-2 ore după masă să fie undeva între 100 și 129 de miligrame pe decilitru. La cele care s-au pricopsit cu diabet în sarcină, o glicemie normală pe stomacul gol este sub 96 de miligrame pe decilitru, iar după masă sub 120. Sunt Laura și tu ești pe canalul Pacientul 2.0.